Chiar dacă unele voci au spus despre subiectele la simularea examenului de bacalaureat că au fost foarte grele, elevii buzoieni au demonstrat că sunt pregătiți. În urma corectării, județul nostru se situează pe locul 8 în țară, cu un procent de promovabilitate de 41,1%. Pot să vă spun că am centralizat la nivelul județului rezultatele obținute de elevii noștri la simularea examenului de bacalaureat. Suntem foarte încântați, echipa inspectoratului școlar. Dorim să vă spunem că ne-am clasificat pe locul 8 pe țară. În rezultat avem 41,1% peste media pe țară, care reprezintă 38,2%. Pe noi aceste rezultate ne bucură comparându-ne cu celelalte județe. Vă asigurăm însă că vom lua toate măsurile încât procentul să fie mult mai bun în vară. Chiar dacă niciunul dintre viitorii absolvenți de liceu nu a obținut media 10, îmbucurător este faptul că s-au înregistrat multe note de 8 și 9. La simulare, cel mai mic procent de promovare, 53,32%, s-a înregistrat la matematică pentru elevii de la profilul real, dar și la istorie pentru cei de la profilul uman. La polul opus, cele mai multe note, peste 5, au fost obținute la limba română, procentul de promovare fiind de 66,32%. Suntem cumva puțin necăjiți că nu am înregistrat nicio notă de 10. În schimb, avem peste 1200 de medii cuprinse între 7 și 9,99. Doresc să vă spun că medii între 9 și 9,92, 9,99, 125 de medii, 125 de copii au obținut aceste medii. Experiența anilor trecuți, ce vă arată? Învață mai mult copiii între simulare și examenul propriu-zis? Cu siguranță copiii, eu sper cel puțin 25% să fie creșterea. Întotdeauna de la simulare copiii sunt mai ambițioși, probabil că realizează, conștientizează cu ce goluri se confruntă în acest moment și vor da toată silința încât rezultatul să fie mai bun. Nu vă spun că și la nivelul fiecărei instituții de învățământ se fac intens ore de pregătire pentru disciplinele de examen, așa încât elevii sprijinit de cadrele didactice, cu siguranță vor depăși nivelul pe care l-au înregistrat în acest moment. Notele de la simulare nu vor fi trecute în catalog, în schimb, ele vor fi discutate cu elevii și părinții. Cert este că liceenii care vor să obțină diploma de bacalaureat trebuie să recupereze serios materia până la examenul din vară. Notele obținute de elevi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.